Anton spre Dan Roman. Munteanu cu capul și a respins în lateral. Jovanović, centrare de Petre. Iveiros nu reușește să păstreze mingea, iar acum Gazmetan încearcă să iasă pe contra. Cere mingea Tahar în centru. Mai departe Elton duc bine balonul în celălalt flanc. Medieșeni, Zaharia. Elton încearcă să accelereze până la Curtino Viveiros. Centrarea lui Viveiros, respinge Elton până la Avram. Curtean scoate la Alex Munteanu, mai departe până la Elton, care trage, prinde Veselovski. Fi vrut să trimită voleu, dar a fost incomodat de Ionuț Buzean. Meci slab făcut până acum de Gazmetan, fără nerv, echipă lentă, previzibilă. Degajează Abrudan. Elton. În fine, o pasă lungă, dar aceasta a fost sesizată la timp. De mâine vor reîncepe. Iată-l pe Elton. Pasă pentru Curtean, minge în adâncime. Narcis Bambara și Petrović vor coborâ la nivelul celor trei fundași centrali pe care îi are Adrian Falub, pentru că Lungu și Jvorț sunt în margine până la... Dar imediat a venit Bambara. Elton. Elton, bună pasă pentru Munteanu. Munteanu scoate la Curtean, blocat Curtean. De la Algoiniaș, însă fără rezonanțe pentru noi, din ligile inferioare din Brazilia. Iată-l pe Elton, o pasă către Dan Roman. Roman, să vedem ce dirigează oamenii din față. Buzean centrează cu efect, balonul ajunge la... Elton, șutul său trece însă peste poarta lui Albuț. 9 de puncte, Brașov și Rapid. 28. Iar dacă Ceahlăul va învinge, minge care este degajată până la urmă de Buzean. Iar acum Dan Roman, duel cu Rus. Roman reușește pentru Tahar. Munteanu pentru Elton, pasă în adâncime Munteanu, dar Ben Youssef are un... La rândul său o aruncare de la margine pe care Alex Munteanu o execută. Elton. Elton ajunge înaintea lui Hakim la această minge. Elton pasă pentru Tahar. Tahar toarce terenului Gheorghiu cu o pasă spre Cârjean, nu ajunge la minge. Stana pierde în fața lui Elton, încearcă să-l pună în cursă pe Dan Roman. Roman nu și-avea rostul astfel de intrare. Aici avansează Crețu, bună această pasă Crețu cu o centrare în fața porții. Wellison pentru Wellison, care ar fi rupt un foul, greșește Gorea. Iar acum Tahar. Tahar, driblingul lui Tahar. Elton și Tahar lângă minge. Elton execută pe poartă. E primul șut pe spațiul porții al medieșenilor. Vitinho, ceva mai mult spațiu pentru el. Mai bun fotbalist în fiecare lună. Pe Digi Sport 2, de la ora 17 va începe confruntarea dintre Spaniol și Atletico. Tot acolo puteți urmări, apoi de la ora 19, Eibar Barcelona. Pe Digi Sport 3, partidă din campionatul național de basket la stagiune. La egalitate în acest moment cu Universitatea Cluj, dar și cu Rapid. La această construcție, Elton în dreapta pentru Lulacu. Se întoarce Lulacu de două ori, lasă lui Zaharia, centrarea din prima. Elton, șutul reținut de Bălgrădean. În sfârșit o construcție elaborată și dusă la final de Gazmetan. Craiova trimite mici.
Ciprian Petre îl are în față. Probabil către Guzin încearcă. Însă închide foarte bine Sergiu Mut acolo, se deschide puțin jocul, se joacă pe contre în acest moment Zaharia spre același Roman, o pasă cu pieptul ajunsă de Elton. Zaharia, Elton, urmărit de Dore, congolezul, destul de aproape de o recuperare, Ciprian Petre până la Tahar, Elton, are spațiu, îi trimite din nou lui Ciprian Petre spre Dan Roman, această minge o așează cu pieptul pentru șutul expediat de Elton, aici ar fi trebuit dată lovitură liberă. Iată pe Larie care îndreaptă piciorul pe direcția lui. Zicu să paseze foarte bine pentru Hora. Hora, centrare pentru Accent. Scapă mingea de sub control. Mircea Accent este contraatacul gazdelor. Elton pasează pentru Filiomeni. Filiomeni l-are în spate pe Fessi. Filiomeni incomodat. Dar nu și faul dat. Pasă bună lui Elton pentru Munteanu. Arată bine acest atac al gazdelor. Munteanu centrează, mingea este respinsă. San, actualul consilier tehnic al principalului de la formația medieșeană, Ion Balaur. Cristi Todea, mai nou secund, se descurcă aici extraordinar Elton. Filiomeni venise în ajutorul lui Lacu. Filiomeni îi trimite brazilianului Elton. Rolul convingător picioarele lui Ivan Gonzalez. Accente luat în primire din preajma centrului terenului, este blocat aici de brazilianul El. La Rapid a colaborat cu Răzvan Lucescu. O pasă a lui Tahar pentru Elton, mai departe către Crețu. Crețu centrează. Jucători la Gazmetan care au evoluat trecutul recent pentru ASEA Târgu Mureș. Dan Roman a jucat la primul sezon al Tahar. Munteanu trece de primul adversar. Munteanu pentru Elton, prinde stâncioiul. Iată trecerea de mai devreme a lui Munteanu și continuarea cu o pasă pentru brazilianul Elton, un fotbalist ajuns în ianuarie. Rapid București. Recuperarea gazdelor. Să vedem pe mulți jucători. Iorga și Florin Cernat. Elton, centrale pe colțul lung pentru Godfred. Intervine Miron, excelent. Speranțe din tribune pentru victoria gazdelor. Am văzut și meciul de la Cluj. CFR-ul a înscris golul victoriei minutul 94. Uite una, prima locuire tactică. Spuneam, Velasquez înlocuit la distanță, la capitolul pase stă cam rău. Iată ce execuție are, puțin pe lângă poartă. 1-0 cu CSU Craiova, 3-1 cu Viitorul, 2-1 cu FC Brașov. Elton, Filip, o cădere în careu a lui Elton, faultat de Vișa. Aceasta este Coe. Bine, a anticipat însă Peteleu, dar spuneam, Elton e un jucător puternic, tare pe picioare. Crețu, apoi Universitatea Cluj, cât de important va fi și acel duel. Lulacu, Hens, mi s-a părut. Jocul continuă însă, Lulacu, trage Lulacu pe Sania. Portean a avut 3 execuții spre poartă. Iată ce șut! Ce șut aici al lui Elton. Mingea se ducea la vincul. Elton care a trimis un șut foarte, foarte bun și în prima repriză. Ciprian Petre. Urmează șutul puternic. Extraordinar această execuție de la distanță a lui Elton. Revedem șutul. Dintr-o bucată. Ce bine a lovit balonul acest brazilian de 29 de ani.
Atacantele născut după ce a avut o accidentare cumplită în urmă cu mai bine de un an. Tot Dan Roman, acum în careul Stelei, este blocat de tot. Pasă lui Elton Alexandru către Dan Roman, Dan Roman, cât pe ce se profite. Stânga pe Rusescu, primește Raul Rusescu, centrează spre Adi. Mingea a fost deviată și gazul recuperează prin Elton Alexandru, îl lansează acum în partea dreaptă pe Ciprian. Urmează centrarea, se încurcă fundașii gazului, Mihai Roman, Roman destul de let, însă greoi. Momcilovic se trezește cu mingea la picior, nu o poate controla, nu o poate lovi așa cum și-ar fi dorit. Posibilitate de contraatac, Roman era foarte avansat. Jucător în careu, dacă tot vine cu centrări. Dă-l pe Elton, lăsat să centreze, Elton o face, minge grea pentru Veselovski, a scăpat. Elton, lăsat să centreze, Elton o face, minge grea pentru Veselovski.